În fiecare an, pe data de 7 ianuarie, preznuim soborul Sfântului Ioan Botezătorul. Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut în cetatea Orini, în familia preotului Zaharia. Elisabeta, mama sa, era descendenta a seminției lui Aron. Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul a fost vestită de către îngerul Gavril lui Zaharia, în timp ce acesta sluja la templu. Pentru că nu va da crezare celor vestite de către îngerul Gavril, Zaharia va rămâne mut până la punerea numelui fiului său. Prorocul Maleahi l-a numit pe Ioan Botezătorul Îngerul Domnului. Sfântul Ioan Botezătorul a avut menirea de a pregăti poporul pentru primirea lui Mesia și de a îl descoperi și de a-l face cunoscut lui Israel. Rolul Sfântului Ioan Botezătorul a fost acela de a trezi pe Israel din idolatrizarea legii, de a naște în ei credința în Hristos. Din Evanghelie cunoaștem că Irod, la un ospăț prilejuit de sărbătoarea zilei de naștere, a tăiat capul Sfântului Ioan Botezătorul la cererea Irodiadei. În ura ei de moarte, Irodiada a sfătuit-o pe Salomea, fica ei, care dansase și plăcuse oaspeților și, îndeosebi lui Irod, să ceară de la acesta capul Botezătorului care răsplată. Despre capul Sfântului nu se cunosc foarte multe lucruri. El a fost de trei ori pierdut și de trei ori aflat. Astăzi, capul Sfântului se află la Roma. Romano-catolicii îl venerează pe Sfântul Lucian din Antiohia, rămas orfan de tânăr a împărțit averea săracilor și, slobod de grijile lumești, se nevoia cu trăirea duhovnicească și cu cercetarea sfintelor scripturi. Lăsându-și casa și mergând la Nicomidia pentru propovăduirea credinței, a fost prins de către ostașii lui Maximian Galeriu și, fiind ținut în temniță, sfântul a făcut dar bisericii din Nicomidia, o carte scrisă de către el, având trei coloane pe fiecare față, carte care cuprindea tot testamentul vechi și nou, îndreptând greșelile ce se strecuraseră în scriptură atât din graba copiștilor cât și din răutatea ereticilor.